Ce rău le pare acum. Bună. Acuș. Nu m-aș fi așteptat la acuș. Bună seara tuturor. Bună seara. Vai, ce simpatică. Cum te cheamă? Acuș. Eu mă numesc Cintia Elisua. Eu sunt din Madagascar, dar trăiesc în Chișinău 3 ani deja. Da, wow. Moldoveancă. Chișinău. Ce tare. Cum ai ajuns tu din Madagascar în Chișinău? Trasee. Eu am urmărit iubirea. Aaaa. Da. A urmărit iubirea, mă. E un serial ăsta. Numai iubirea. Eu te vreau. Ah, ok. Ok, eu am înțeles. Ok. Da. Te-ai acum așa de seama. Se fu. Se fu? Tu parles français? Oui, oui. Bien sûr. Je parle aussi en français. Qu'est-ce que tu fais? C'est de mon sens. C'est très bien. C'est ma faute. Non, bien venu en Roumanie. Vezi, mă, Teo, cum pleacă omul ăsta. Te lasă așa cu prima franțuzoică pe care o aude. E bărbatul în familie, el pleacă la muncă, face bani, înțelegi? Mi-e ta place, dă-mi o echipă. C'est mon ami, c'est Théo. Mon ami de... Bonjour, c'est Théo. C'est Théo, c'est... Je sais. Quand on te dit que tu es stupide, la... Stupide? Stupide, zi stupide. Stupide, non. Ici, stupide. Ici, pas stupide. Ce zic ăștia, mă, că sunt stupidă eu? Nu, stai că n-am... Eu nici nu mi-am luat ochelare la mine, n-am înțeles. Venea în italiană, dar nu mi-am venit... Bă, mi-a venit în italiană, dar nu mi-a venit în franceză. Le choix. Le choix. Le choix. Dar ce înseamnă? C'est Irina, avec sa voix, sa présence magnifique. Ouais. Magnifique. Oui, mais magnifique, c'est Irina Rimes. Je suis très d'accord. Merci. Bien sûr. Et moi, et Théo. Ok. Tout ce que tu voulais à deux. Avec juste la présence. Multiplié avec deux. Et moi, en plus, je parle français avec un accent moldave. Bazi H4, 100 cm, gheață la mal. Allô, Ratatouille, vă rugăm frumos. Vezi că am jucat în Ratatouille. Da, bravo ție. Dar zi pe românește, că eu nu diclesc francezește. Zi și de mine că am accent țărănesc. Zic că n-am înțeles nimic. Dar noi suntem de la țară. Eu cu Teo suntem de la țară. Eu sunt de la Brașov. Da. Așa, și Teo la Izvoarele. Da. Un oraș foarte frumos. Dar eu tot din Izvoare sunt. Da, știu. În Moldova e chestie. Cintia, tu ne știi pe toți? Da, sigur. Ce știi despre Tudor? Că el e foarte sentimental, îmi place de muzică. Sentimental. Sentimental? Da. Sentimental cum în german, Alemania, da. Da, poate de da. Și nemții sunt sentimental, da. Dar despre Smiley ce știi? Eu știu că Smiley e ca muzică de vară. Așa. Da. Eu asta cânt acum, muzică de vară și manele, atât. Și despre Horia? Despre Horia, eu știu că... Trebuie să faci și tu o pâine. Ora, Brânciuc? Oui. Brânciuc. Eu am un joc. Îmi place să joc. Cu mine? Nu, cu voi, da. Trebuie să pronunță numele meu din Madagascar corect. Radu Mazăre. Da? Așa. Vrei? Da. Și cine? Da, și cine îl va pronunța? Ok. Da. Ok. Refana Harivula, Elisua Cintia. Refana Harivua, Elisua Cintia, se simplu. Asta e numele ei. Refana Harivua, Elisia Cintia. Refana pe limba ta? Da? Gata? Da! Nu! Mai ales pe mine? Ce-am făcut? Brânciuciu! Mi se pare cel mai original criteriu de a înțelege antrenorul. N-ai fost pe fază. Deci ea a ales, merge în echipa Irina Rimes. Ce? Eu sunt parte din echipa asta, eu am zis bine. A zis Teo din aur, tu ne-ai auzit. Teo, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Refana Harivula. Ui, perfect, perfect. Nu, nu, a venit săraca spășită. E mai serios, mă. Eu am zis Refana Harivula. Zis, se pare la promis. Ce de frumoasă ești. Ce frumoasă ești. A murit un drag. E nebunie cu emisia asta. Nu, serios, mă. Ce șoază zire. Ok, eu trebuie să spun că eu n-am mai cantat profesional. Eu am făcut așa pentru inimă și pentru că tot fetiță din Madagascar crezi în visele lor.
Și de aceea eu am multe spețiu pentru progres și eu vreau lucrez cu cineva care mi-a ajut pentru progres. Cine a trăit cel mai puternic melodia ta de Aretha Franklin? Cine s-a întors primul? Și cine a trăit cel mai mult dintre noi toți? Cine s-a întors primul? Eu am văzut că tu te-ai așezat undeva acolo și... Cine știa perfect la sutime, la optime melodia ta? De fapt, ca să fiu imparțială, cu siguranță și în echipa lor și în echipa mea o să progresez. Da, hai, spune. Ce? Ce pot tu să-mi ofer? Okay. Hai la concret! Hai la concret! Eu am un coach vocal foarte mișto și foarte priceput, pe care o cheamă Anișoara Balmuș. Împreună te vom ajuta să faci chestia asta. Tot ce îți oferă Irina, noi îți oferim de două ori. Nu, și plus bani, mâncare, un pat în care să stai dacă ai nevoie. Ce da? Bun! Aici îmi permite să intervii, pentru că tot Madagascarul se uită la noi. Da. Rog, și nu vă faceți de râs în Madagascar. Nu știu că eu am făcut asta. Rog, să trecem la locuri. Duceți-mi, mergeți-vă. Hai la locuri. Mergem acolo? Și că tatăl ei nu știe că a venit. Și ce nu știți voi, și ce nu știe nici ea, că avem un mesaj pentru ea. Ești pregătită? Da. Da? Ca să ai decizia, să ai decizia mai ușoară. Să ai, da? Nu okay. Ales. Bun, și că ai ales? Deja? N-a ales încă. Nu, n-a ales, nu. Da. Reconfigurarea traseului. Da, deci, da. Bun. Da, da, da. Okay. Hai să ne uităm. Coada. Teo e foarte frumos, ok. Ia. We wish you all the best. We wish you the best luck for your audition. We trust you. We love you so much. And we know you can do this. And you will do this. Nailed it, girl. Yeah. You rock it too. Deci. Ok. Acum că am făcut decizia mai ușoară și viața mai ușoară. Ok. Respirez-vous? Ah, ok, je respire. Voulez șervețel? Nu, no, așa no, e mai bine pentru drama. C'est un peu dramatique. Et ton décision... Ok. Hey. Oh, hey. Iubesc energia voastră, foarte minunată și mi-o simt foarte norocoasă că v-ați turnat. Mulțumesc frumos, dar... Inima mea bate pentru tine. Pentru cine? Irina Rimes! Irina Rimes! Irina Rimes! Bate pentru tine! Nimic nu mai contează când ești lângă mine. Mulțumesc frumos, Cintia. Eu cred că când intri în Chișinău te pune să juri. Măi, inima mea bate pentru tine. Mulțumesc. Cintia este absolut superbă. Și mă bucur tare că a venit la Vocea României, chiar și pentru simplu scop de a înveseli un pic atmosfera din țara asta. Cine o să se uite la televizor, la fata asta o să zâmbească instantaneu.